Avem expoziția județeană care se ține în fiecare an, deja se știe în luna ianuarie. Avem o varietate mai mare de animale, păsări, găini, porumbei, iepuri, fazani, scopul nostru al asociației este selecția, ameliorarea, conservarea rasei și ce să mai... pentru copii. Mai mult o facem ca să vadă rasele, poate pe viitor atrage mai mulți membri în asociație, de ce nu? Și pot să vă prezint rasa mătase japoneză, care o cresc, varietatea albă, sunt mai multe varietăți de culoare, puteți să filmați, avem acolo mătase japoneză albă, care este o rasă deosebită în expoziție, deci ea este cea mai spectaculoasă rasă, în loc de pene, are păr. E o rasă decorativă de dimensiuni mici. Carnea are calități organoleptice deosebite, fiind considerată o delicatese în restaurante din Japonia, restaurante asiatice, fiind și origine din Asia, de origine Asia. Pielea este de culoare neagră. Ea prezintă 5 degete la picioare în loc de 4, cât are o găină obișnuită. Ce pot să vă mai spun? Am reprezentat județul Argeș la expoziția europeană Metz, Franța, unde am fost în grup organizat mai mulți crescători și pot spune că țara noastră a fost acolo sus, între primele locuri din Europa, alături de Germania, Franța, Danemarca. Și suntem pe drumul cel bun. Deci, suntem pe drumul cel bun în standardizarea raselor. Văd că mai aveți și alte rase de păsări, dar și iepuri. Ce ne puteți spune? Deci, avem și alte rase, mai multe varietăți de iepuri. Iepurele uriașul gri german, iepurele berbec, iepurele rex tricolor. Avem mai multe. Crescătorii vă pot da mai multe, că nu mă pricep la iepuri. Avem porumbei, jucători de botoșani, mii de flori, păuni. Cocoși uriași, găini foarte mari. Rase grele, Bragma, Orpington, Cochin, Viandot, italian, Rhode Island, mătase japoneză, ce să mai spun... Și acest concurs, această expoziție se va finaliza cu un concurs? Este, cum vedeți, este arbitrată, există un punctaj la fiecare rasă. La găini este 97 de puncte maxim. Se arbitrează în funcție de standardul fiecărui rase și se dă campion la cel mai bun exponat din expoziție. Iar, deci, a fi campion e tot. Deci... Și premiile? În ce constau premiile? Premiile constau în furaje, cupă, diplomă, medalie. Deci, rezultatul muncii fiecărui crescător. Deci, se arbitrează de arbitrii care arbitrează expoziția națională, expoziții europene. Arbitrii care au expoziții în spate. Vă aflați printre împătimiții crescătorilor de păsări și animale de rasă din județul Argeș. Ați spus că aveți acasă aceste găini japoneze, găina de mătase. Ce alte specii mai aveți, mai creșteți? Alte specii de găini nu mai am, pentru că ca să faci performanță este foarte greu cu mai multe varietăți de culoare și rase. Este selecția foarte mare. Deci aceasta ar fi cheia succesului, să vă concentrați pe o specie. Selecția și respectarea standardului, în primul rând. Respectarea standardului. De exemplu, am scos un efectiv de 150 de, cel puțin 150 de pui de rasa găinilor de mătase japoneză, iar selecția a fost foarte mare. Am selectat cam 12 păsări. 12 păsări care... pot spune că fac față expozițiilor europene. Din câte creșteți? 120-130 s-au mai vândut, sau au mai plecat, o să mai plece în continuare. Ce presupune această pasiune a dumneavoastră?
pasiunea mea, ambiția să fim acolo sus. Deci să fim acolo sus, să selectăm păsările, să facem performanță. Și cum vă ocupați de ele? Cum le îngrijiți? Este dificil să aveți grijă de asemenea păsări? Este dificil, dar din pasiune nimic nu, totul se poate. Necesită o anumită hrană, anumite furaje? Necesită anumită rană în funcție de vârstă. Deci de când iese din ou până ajunge adultă. Deci în funcție de categorie de furaj. Se dă furaj din, deci pentru o găină de națională se aduce furaje din Belgia, din Olanda, din Germania, furaje de calitate. De adevăr sunt scumpe, dar de calitate. Avem o gamă foarte mică de furaje pentru găini de rasă, de exemplu, în țara la noi. Sper ca pe viitor să avem și noi, cum au olandezii, cum Versele, Laga, Garvo, furaje de calitate. Să facem și noi, să nu mai cumpărăm de la străini, să aducem în țară. E foarte greu să aduci furaje pentru găini. La urmă este o pasiune costisitoare, dificilă, dar considerați că merită. Se merită, într-adevăr. O pasiune care, satisfacția este foarte mare. Într-adevăr, se merită. Și sper să atragem cât mai mulți vizitatori și membrii noi.